Peste 140 de copii cu vârste între 5 și 13 ani au fost prezenți la petrecerea de final de an organizată de Clubul Știința Politehnica București. La 13 ani, Tudor este capitan de echipă la grupa lui de vârstă și știe că banderola îi aduce responsabilități suplimentare. A început fotbalul la vârsta de 5 ani și visează să ajungă la Barcelona. Îl admir mult pe Ronaldo pentru viteza și driblingurile pe care le face, dar pe postul meu de mijlocaș central îmi place mult de Gavi. La eveniment au fost prezente și persoane cunoscute din lumea fotbalului, precum fostul atacant Rică Neaga și antrenorul Mihai Teja. Pentru ca tinerii să se dezvolte pe toate planurile, conducerea clubului colaborează cu experți care oferă servicii educaționale. Punem accent pe trei piloni principali, creier, trup și viitor financiar. Și din acești trei piloni încercăm să organizăm seminarii, de exemplu, de educație financiară, nutriție, comunicare în sport, psihologie, dar pe de altă parte încercăm să inspirăm sportivii arătându-le modele. Considerăm că nu există echipă de fotbal dacă nu are un centru de copii bine dezvoltat. Încercăm să devenim una din top 30 academii din România. Pe lângă fotbal, Clubul Știința are și secții de handbal, volei, basket, rugby, atletism, motociclism, kempo și bridge.